Bună ziua! Bruxismul, adică scrâșnitul din dinți, arată în peste 90% din cazuri o problemă ortodontică. Dar dacă medicul ortodont nu descoperă forțe anormale în cavitatea orală, bruxismul poate arăta anxietatea. Sunt Andreea Groza, alături de mine este medicul ortodont Denisa Zaharia. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Haideți să începem de la vârstă foarte micuță. Ziceți dumneavoastră că atunci când avem dințișori de lapte și dințișori definitivi în același timp, bruxismul nu este o problemă. De ce? Așa este. În dentiția temporară, ca și în dentiția mixtă, acest scrâșnit din dinți este considerat normal, pentru că în momentul în care glisează mandibula, aceste forțe orizontale care se produc au un rol în stimularea creșterii la nivelul oaselor maxilare, precum și au rol în resorpția rădăcinilor dinților temporari, tocmai pentru a facilita erupția dinților permanenți. Deci nu trebuie să ne îngrijoreze în perioada în care avem dinți de lapte încă pe arcadă, acest scrâșnit din dinți. Însă bruxismul trebuie să dispară complet. Atunci când trecem în dentiția permanentă, ar trebui să dispară practic sau să se rărească aceste episoade. Undeva la 13 anișori găsim doar dinți permanenți în cavitatea orală. La 12-13 ani, cred că nu mai e normal să scrâșnim din dinți noaptea. La acea vârstă ar trebui să fie, cum spuneați, toți dinții permanenți rupți pe arcadă. Oricum este indicat în toată această perioadă în care există o schimbare a dinților să fie sub supravegherea unui medic ortodont, pentru că acesta poate să observe dacă dinții erup în ritmul normal, în poziție normală, și atunci poate să vadă în timp dacă acest bruxism care poate fi prezent și să ne îngrijoreze într-o primă fază, să îngrijoreze părinții, să vedem că se reduce sau dispare atunci când avem toți dinții permanenți rupți pe arcadă.